Sandu Iacob este noul antrenor al echipei de handbal Steaua București. Fost campion și câștigător al Cupei României cu roșii albaștri, Sandu Iacob are misiunea de a reda strălucirea echipei de handbal din Ghencea. La reunirea formației, tehnicianul s-a arătat optimist cu privire la potențialul jucătorilor și spune că Steaua trebuie să revină în fruntea handbalului românesc. Sunt bucuros că am ocazia de a antrena această echipă și gândul următor a fost împreună să reușim să schimbăm niște cifre din sala de ședințe pe care le-am văzut în aceste zile. Schimbările au fost făcute înainte de a semna eu cu clubul, lucrurile au fost organizate înainte de a veni. Nu rămâne decât să ne adaptăm și să scoatem maximum de la jucătorii pe care avem în acest moment. Handbaliștii Stelei au revenit din vacanță cu chef de muncă și sunt gata să facă un sezon mare. Rămânem datori pentru că Steaua este un club de renume, este cel mai galonat club din handbalul românesc și asta ne va ambiționa mai mult pentru nouul sezon ca să dăm maximul din noi și să ajungem să ne batem la primele locuri. Le urăm bun venit celor care s-au alăturat acestui proiect al clubului Armatei Steaua și sperăm ca împreună să îndeplinim obiectivele care ne-au fost trasate. Prezent la primul antrenament al echipei din această vară, președintele Bixi Pompiliu Mocanu așteaptă cu încredere noul sezon competițional, la finalul căruia își dorește cel puțin un trofeu în vitrina Stelei. Obiectivele menționate și acceptate de către echipa de antrenori a fost clasarea pe unul din primele trei locuri și obligatoriu clasarea într-o cupă europeană, respectiv câștigarea Cupei României sau locul de Cupa României și de asemenea cu posibilitatea de a accede într-o cupă europeană. Este și o clauză în contract conform căruia trebuie neapărat să bate pe Dinamo? Aș fi vrut să punem și această condiție, numai că nu este o condiție acceptabilă și atunci am trecut. Cu vederea, sunt convins că ea există acolo în subconștientul fiecare dintre noi și ne vom strădui ca să facem lucrul acesta.